Timp de aproape o lună, în perioada 21 aprilie-15 mai, iubitorii de pictură vor putea admira expoziția Prezențe alternative. Expoziție pusă în scenă de colegii noștri împreună cu domnul Gheorghe Coman, un vechi colaborator al instituției noastre, unul din cei care ne sprijină și în realizarea taberei de pictură premier de la Mădărăști, căruia îi mulțumim că pocosește în urbea noastră și în județul nostru pentru aproximativ 30 de zile cu această expoziție, despre care o să ne vorbească un alt colaborator al nostru, este vorba despre doamna Luiza Balcan, cea care a avut nenumărate proiecte împreună cu soțul dumneai în trecut în incinta Muzeului Satului și care colaborează cu noi din alt punct de vedere, apropiat acum mai mult de cele sfinte, ca să zic așa, expoziții de icoane, hramuri bisericești și așa mai departe. Aș vrea să scot în evidență faptul că la această expoziție a pus foarte mult suflet și colega noastră Liliana Beu, alături de care am gândit împreună și cu domnul Coman acest proiect încă de anul trecut și care proiect, iată că acum a prins viață. El s-a născut anul trecut într-o perioadă în care cu toții, din punct de vedere al activității, am fost mai relaxați, în ghilimele. Am fost stresați din alte puncte de vedere, pe care le știm cu toții. Și atunci am gândit acest proiect cu ideea de a face o expoziție itinerantă pe care să o duc în mai multe orașe. Astfel am luat legătura cu colegii de pe la alte filiale, de pe la din locuri pe unde eu am trecut și am făcut cunoștință cu persoane în măsură să mă ajute la finalizarea acestei idei. El s-a concretizat, a fost inițiat, debutat la Bacău, a urmat la Râmnicu Sărat și acum continuă aici la Râmnicu Vâlcean. Mai mult n-aș vrea să vă plictisesc cu detalii despre lucrări, prefer să las lucrările să vorbească. Vreau doar să mulțumesc gazdelor pentru generozitatea și tot sprijinul pe care mi l-au acordat în finalizarea și acestei părți de proiect. Și vreau să mulțumesc pentru prezență și doamnei Luiza Balcan, care mă susține și de câte ori am nevoie și e disponibilă, este alături de mine. Nu e prima noastră colaborare. Am fost prezentă la multe dintre expozițiile personale pe care le-a deschis în ultimul an și mă bucur de asemenea că în itinerariile sale s-a oprit și la Râmnicu Vâlcea, acest oraș care este deosebit de drag. Mă bucur că este aici, că este la Muzeul de Istorie și că ne bucură privirea, ca de fiecare dată, și sufletul cu lucrări care, indiferent de tematica pe care o abordează, au în spatele lor o poveste. Dar aș pleca mai degrabă de la titlul expoziției, i-a spus Prezențe alternative. Cred că acest cuvânt prezență este foarte potrivit pentru că, datorită expresivității lucrărilor care se află în fața noastră, ele cu adevărat au o putere de comunicare deosebită, o expresivitate deosebită, astfel încât putem să spunem că sunt cu adevărat niște prezențe. Fiecare dintre ele are o identitate proprie, o amprentă proprie, care desigur este accentuată și de acea poveste despre care spuneam că se află în spatele fiecare dintre ele. Gigi Coman este un artist complex, dar înainte de a fi un artist complex, este un artist extrem de prolific. Rar mi-a fost dat să văd pictori care să lucreze cu atâta fervoare, cu așa o bucurie a creației și o putere a creației, mai rar se întâmplă, și să deschidă expoziții pe măsura lucrului pe care îl face, fără ca vreodată să se repete sau să, știu eu, să se autopastișeze. De fiecare dată vine cu lucruri, dar cu lucruri surprinzătoare și reușește să ne capteze interesul. Tematicile pe care le abordează Gheorghe Coman în lucrurile
lucrările sale sunt de asemenea variate, dar țin cu toate de acea latură clasică, să spunem, a picturii, pentru că eu, cel puțin, dacă ar fi să-l caracterizez așa, într-o privire generală, aș spune că în contemporaneitate Gheorghe Coman se manifestă ca un interbelic, pentru că foarte multe dintre lucrările sale au acea expresivitate și acea tehnică, dacă vreți, și acea maestrie care erau specifice epocii interbelice. De aceea și tematica lui este clasică, cu ghilimelele de rigoare, desigur, clasic în sens general, abordând în deosebi peisajul, natura statică și portretul. Expoziția de față este caracterizată mai degrabă prin prezența peisajului și a portretului de data aceasta, excepție făcând, să-i spunem, un colț de atelier care se află undeva în sala cealaltă. O să vedeți un colț de atelier de la Tescani, foarte expresiv și el. Expoziția prezintă peisaje rurale și urbane, precum și personaje aflate în diferite ipostaze, surprinse de artist în plimbările sale prin țară sau peste hotare. Absolvent al Universității Naționale de Arte, secția Ceramică, și cu o experiență în domeniul artelor plastice de 40 de ani, Gheorghe Coman este unul dintre cei mai activi pictori ai momentului, din punct de vedere expozițional, de la noi din țară.